Și mulțumesc tuturor care v-ați rugat. Și într-adevăr nădăjduiesc ca Domnul să ne dea în seara asta un cuvânt. Interesant că cuvântul cu care a început Părintele Vasile era exact cum vreau să introduc eu cuvântul din seara asta. Filocalia. Eu nu privesc ca o carte, cartea cu titlul acesta. Este cartea care, să zicem, ne vorbește despre filocalie. N-am ajuns încă să definesc ce aș numi eu filocalie. Să fie o mișcare, să fie ceva mai mult. Este însăși cultura bisericii, vine să zic. Cultura, vine să zic, singura care are dreptul la acest termen de cultură. Tot ce cultivăm este cultură, dar filocalia cultivă, cum spunea Părintele, cele nu ale lumii ăsteia, ale lumii veșnice. Lumea asta e trecătoare, noi nu suntem... Zic toate înțelepciunile din vechime că omul e pribeag pe pământ. Și eu zic acum, nu numai pribeag, ce eram în pântecele Maicii, suntem din nou aici pe pământ. O a doua gestație, rostul nostru pe pământ, dacă am înțelege lucrul ăsta, nu este altul decât ceea ce noi tragic numim moartea. Dar moarte pentru om nu este și Părintele nostru duhovnic zicea, nici nu poate fi. Omul nu poate muri. Dar aici riscăm să intrăm pe alte făgașe. Ce este moartea, dar ce este viața? Uite, filocalia este cultura vieții. Tot ce cultivăm în lumea asta se termină cu mormântul. Filocalia începe cu mormântul. Pentru aia ne și pregătim. Filocalia. Titlul s-a tradus în românește uneori cu iubirea binelui. Minciună nu este. În greacă înseamnă și frumos și bine. Dar eu, ca și părintele, din ea urmă leg de cuvântul frumos, pentru mai multe motive. Ăsta e cuvântul care a rezonat în mine de când am auzit titlul. Filocalie, iubirea frumosului, și ar fi cam primul sens al cuvântului în greacă. Kallos înseamnă, în primul rând, frumos. Și uitându-mă într-un dicționar de greacă veche, văd că, într-adevăr, evoluează cuvântul de la frumos până la bine, dar își păstrează mai ales primul înțeles este al frumosului. Încă un motiv, sau mai bine zis, mai mult decât un motiv pentru care mă leg de frumos. Un fel de... o trăire care... îmi îndreptățește înclinarea mea către frumos mai înainte de către bine, pentru cuvântul kallos, este un moment pe care l-am trăit cu părintele meu duhovnic, părintele Sofronie, când într-o zi, simțindu-se, în toată viața lui a avut de furcă cu multe împotriviri în lumea asta, cum spunea el de multe ori și într-o scrisoare către o doamnă în Cipru, spunea, toate ușile lumii astea mi-au fost întotdeauna închise. Și într-o seară, eram cu el și nu știu ce sufeream și pe atunci, hai să zicem, o prigoană oarecare. Și părintele Sofronie la un moment dat oftează și zice, și până la urmă, de ce mă urăsc oamenii așa? Ce urăsc în mine? Până la urmă eu nu am fost decât un om care a iubit frumosul.
Părinte Sofronie, în tinerețea lui a fost pictor, portretist mai ales. Începea să câștige mare faimă în Paris până în anii 20, cred că în 21 a ajuns la Paris. Expunea în faimoasele galerii ale Parisului și zice, sunt un om care am iubit frumosul. La început frumosul văzut, iar mai pe urmă, zice, frumosul cel nevăzut, cu ochii trupești. Și despre asta este cultura care se numește filocalie. Ce este frumosul? Îmi amintesc de psalmul, am uitat care, din Catisma 18, care zice, iată ce este bun și ce este frumos, decât să locuiască frații împreună. Psalm mult întrebuințat în lumea monastică, unde încercăm să locuim frații împreună pentru Domnul. Dar nu este vorba analitic numai de a locui împreună. Este vorba până la urmă de acea înfrățire care duce la acea unire, care face că omul în veșnicie, noi toți, plus toți cei care au trăit înaintea noastră, plus cei care vor veni după noi, pe care poate niciodată nu o să-i știm că vor veni mult după noi, vom fi un om. Așa cum Dumnezeu, trei persoane, este un Dumnezeu, la nivel de persoană neamestecat, neconfundat. Și noi nu vom fi un fel de griș care se numește omenire. Ca persoane, cel care trăiește este persoana, este tu și cu tine și cu tine. Ca persoană inconfuzibilă cu celălalt, dar la nivel de fire, vom fi un singur om și către aia bate porunca lui Dumnezeu dragostea. Iubirea de Dumnezeu ca prima poruncă, iubirea de aproapele ca a doua poruncă, care se extinde până și la vrăjmași, dragoste de vrăjmași. Filocalia, până la urmă, este cultura dragostei. Acea dragoste care este acea calitate dumnezeiască care veșnicește. Trebuie să învățăm ce este dragostea și să nu o confundăm. Cu multe, cum să zicem, multă din viziunea noastră este amestecată cu, cu confuzii. Până la urmă, multe din ce numim dragoste sunt surogate de o formă sau alta. Să învățăm de la Dumnezeu, să învățăm dumnezeiește ce este dragostea. Și această învățătură se numește filocalia. Poate destul cu teoria. M-am gândit să zic, revin la Părintele Sofronie. Vreau să zic că Părintele Sofronii, pe care îl socotesc ca unul din ultimii filocalici, ultima generație de filocalici, împreună cu mai mulți alții, cu Gheron Iosif de la Muntele Athos și câțiva alții, conștiința lui era asta, că eu sunt un om care am iubit frumosul și cred că asta, în mod spontan, exprimă ceea ce este filocalia. În mod spontan exprimă o anumită conștiință duhovnicească. Ce este filocalia? Iubirea frumosului. Și dacă urmăm gândul ăsta și îl urmăm dumnezeiește, cred că suntem pe calea cea bună. Acum vreau să vă spun o poveste sau două care nu sunt povești, și sunt adevărate întâmplări, aș vrea să ilustrez ce este frumos. Că și Părintele Vasile Adineau zicea, doar filocalia nu este un tratat de estetică. Frumosul, aș vrea să adaug și lucrul ăsta, pentru noi frumosul și estetica se cam confundă. În cultura bisericii, drept înțeleasă, frumosul este parte integrantă din adevăr.
Dacă un lucru nu e frumos, într-o oarecare măsură, este mincinos. Dacă cuvântul prin care exprimăm cele ale lui Dumnezeu nu este frumos, în măsura aia este și mincinos. Și dacă tot ce avem noi în biserică nu este frumos, dar un frumos de o anume calitate, se numesc liturgică, dacă nu e frumos, în măsura aia minte și nu ne vorbește de adevăratul Dumnezeu. Uite, vreau să vă dau un exemplu de frumos. La mănăstirea noastră în Anglia, era o bătrână nemțoaică care devenise ortodoxă în timpul războiului mondial, al doilea, și la bătrânețea ei a devenit călugăriță la noi. Și în, mai ales la început, în anii 60-70, mulți vorbeam cu ea de tot felul. Mi-a spus într-o zi o poveste care s-a întâmplat în Berlin, în vremea războiului. Sunaseră sirenele, venea bombardamentul. Și într-un bloc la etajul al treilea, undeva în Berlin, ea era în Berlin în vremea aia, era pe un pat o mamă bolnavă și fiul ei se îngrijea de ea. Și ședea pe pat. Și când sună sirenele, mama îi spune, fiule, du-te jos în adăpost, tu ești tânăr, dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, dar eu mi-am trăit viața, nu continui prin tine. Fiul zice, nu mă duc, rămân cu tine. Mama zice, nu fii așa, fiule, du-te și protejează-ți viața. Pentru mine. Un pic de argumentare pe linia aia, până la urmă fiul zice, mama, aici șed. Zice, ori amândoi vom trăi, ori amândoi vom muri. Și s-a așezat hotărât pe pat și a venit avioanele. Zice, o bombă a căzut, o lovitură directă la temelia blocului. Toți cei care erau în adăpost sub bloc au murit de șocul exploziei și blocul s-a surpat. A rămas numai un colț de zidire. Și la etajul 3, pe o bucată de dușul meu, patul, unde era mama și cu fiul ei pe pat. Când a trecut alarma și avioanele, au venit pompierii și cu scara lor i-a scos de acolo. Îmi vine să zic că asta nu poate fi o coincidență. Că acolo unde trăiește dragostea, și o numesc, deși nu e vorba de părinți ortodoxi din pustie, o numesc dragoste filocalică. Dragoste personală. Mama se gândea la fiul, fiul se gândea la mama, nu la circumstanțe, că mama e bătrână și bolnavă, că eu sunt tânăr, că nu știu ce, că fiule, că tu mă lași singur, sau mai știu ce. Fiecare se gândea la celălalt. Într-o măsură sau alta, asta nu poate fi decât urmarea poruncii lui Hristos. Energie dumnezeiască care lucrează în om. Dragoste jertfelnică, dragoste personală, este vorba de persoană. Ori împreună vom trăi, ori împreună vom muri, nu pentru vreun motiv practic oarecare, pentru persoana, ipostasul, care se exprimă prin dragoste. Îmi vine să zic că nu se poate ca acolo unde există o asemenea dragoste să se termine cu moartea. Între noi fie zis, dacă Dumnezeu ar fi hotărât să ia de pe pământul ăsta al suferințelor, tot viața ar fi însemnată pentru amândoi.
dar poate și pentru ca să ne pilduiască pe noi. De ce zic asta? Zic fiindcă viața pentru noi nu este starea asta biologică în care ne aflăm, dacă gândim și localic. Viața pentru noi este ce începe în sfârșit cu mormântul. Dar cred că de multe ori Dumnezeu a lăsat pilde de felul ăsta în lumea asta, ca să înțelegem noi, ca să putem cu ochii noștri trupești, cu înțelegerea noastră pământească, să pătrundem în cele nevăzute, netrupești, veșnice. Și de-aia îmi vine să zic, nu poate fi o coincidență, acolo unde este dragostea, acolo moartea nu are loc. Și nu poate. Am un citat, nu știu de unde, dar l-am scris cândva. Cetățile vor cade, puterile se vor zdrobi, toată siguranța noastră ca un nor se va risipi, munții se vor răsturna și toată apărarea se va zădărnici. Dar unde va afla Domnul dragostea? Aceasta va birui în veci. Dragostea este mai puternică decât moartea. Vreau să vă spun o poveste acum din lumea ortodoxă, care arată același lucru prin care vreau să vorbesc despre ce este filocalia. Părintele Sofronie însuși la muntele Athos a cunoscut pe un monah, un monah cu rugăciune adâncă, cum zicea el. Era un bătrân rus, de origine de la țară, un țăran, de undeva din Rusia, și povestea părintele Sofronie. Când era mic, copil, el trăia într-o familie foarte săracă și el ca copil, era copilul cel mai mic din familie și era tot mereu bolnăvicios. Tatăl lui murise și familia era cu atât mai năpăstuită cu cât nu avea tată. Fratele lui cel mare trebuia să se ocupe de familie și ținea postul de tată. Copilul vrea să meargă la mănăstire, cândva, dar fratele lui spune, frate, rămâi cu noi, nu te pot primi la mănăstire, acolo o să trebuie să muncești, tu ești bolnăvicios, ce o să poți face acolo? Stai tu cu noi, la noi în familie, că ești tot mereu bolnav, nu mă ocupa de tine. Dar erau așa de săraci, că la un moment dat nu mai pot să se ocupe de el. Și mama se simte depășită și în deznădejdea ei ia pruncul în brațe, se duce la biserică și se roagă cu pruncul în brațe înaintea icoanei Maicii Domnului. Și zice, Maica Domnului, vezi că nu mai pot să mă ocup de el, nu mai am putere, nu mai am mijloace, ți-l dau ție. De acum este copilul tău, ia-l în paza ta, dar mă grăbesc să adaug, nu l-a lăsat acolo, l-a dus înapoi acasă cu această rugăciune. Deci ia-l tu, Maica Domnului, în paza ta. În noaptea aia copilul are un vis. Vede o doamnă care strălucește cu lumină și cu slavă, știe că este o împărăteasă, dar știe că este și mama lui. Împărăteasa dă copilului o mică, ceva înfășurat într-o basma și zice, du acestea la împăratul. Băiatul ia basmaua și se duce, intră într-o sală foarte mare și lungă,
la capătul căreia vede pe împăratul șezând pe scaunul împărăției lui, pe tronul de slavă, înconjurat de slujitori și de soldați. Când se vede copilul ăsta de țăran în sala aia împărătească, îl apucă groaza, face câțiva pași, dar la un moment dat cade cu fața la pământ de frică. Împăratul zice către cineva de lângă el, ridică, vezi ce are în mână și adu-mi aici, vezi ce conține. Slujitorul se duce și desface basma și zice, două inimi zdrobite. Atunci împăratul se ridică și spune, atunci tu ești fiul meu. Și cu asta se trezește copilul. Din ziua aia n-a mai fost niciodată bolnav. A trăit sănătos, a crescut și a ajuns monah cu adâncă rugăciune la muntele Athos. Și repet, l-a cunoscut părintele Sofronie. Asta nu-i melodramă, asta nu-i basm, deși sună, îi zic, mai frumos decât toate basmele noastre. Este un adevăr. Ăsta este Dumnezeu nostru. Și am auzit mai multe povești ale oamenilor, adică biografie, mai multe lucruri de felul ăsta care arată cine este Dumnezeu nostru. Cine este acesta pe care numim Dumnezeu celor ce se pocăiesc? Cine este acesta care nu defaimă, nu disprețuiește inima înfrântă și zdrobită? Cine este acesta care prin poruncile lui vrea să ne facă din chip al lui, asemănare a lui? Cine este Dumnezeul nostru care pe noi ne-a făcut Dumnezei? Nu că suntem, dar suntem în facere Dumnezei. Poruncile lui Hristos, dar și poruncile din Vechiul Testament, vizau către asta. Nu către o ameliorare morală sau așa ceva. Porunca dumnezeiască este pentru noi devenire într-o ființă. Care este ființa? Ce este ființa? Ființa nu este ce, este cine. Ființa este însuși Dumnezeu. Cum devenim noi Dumnezei? În toate religiile păgâne sunt mituri și altele unde omul vrea să devină Dumnezeu și nu poate. Dar nu numai în mituri, dar și în istoria noastră. Adam, care este ademenit de altcineva decât glasul lui Dumnezeu să se facă ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău, și cade. De ce? În mituri și în religiile păgâne, dumnezeii sunt geloși de dumnezeirea lor. Dumnezeul nostru ne zice că de la Ioan Botezătorul, împărăția cerurilor se silește și cei silitori o iau cu sila. Ce este asta? Dumnezeu ne binecuvintează să fim Prometei. Prometeu voia să ia dumnezeirea cu sila, focul dumnezeirii să-l răpească. Dumnezeii lui Prometeu l-au pedepsit veșnic. Pe noi Dumnezeul nostru ne încurajează să facem asta. Dar zic, în ce fel? Și Dumnezeu însuși ne arată calea către îndumnezeire. Nu numai că nu este gelos de dumnezeirea Lui, ci însuși ne arată calea. Și greșeala, nu vorbesc de Prometeu și de alți eroi păgâni acum, vorbesc de Adam, al nostru, părintele nostru. Greșeala lui a fost că a luat o cale pe care vine să zic amatoristă. Dumnezeu ne arată calea profesionistă, îmi vine să zic, pentru a deveni așa cum este El. Dumnezeu cu dumnezeiască autoritate ne spune. Și ce ne spune? Poruncile lui Dumnezeu sunt calea spre a deveni ca El. Ce este o poruncă? Noi înțelegem porunca de pe linia armatei,
și instituțiilor lumii noastre. Înțelegerea noastră este înțelegere cam cazon. M-am străduit, m-am nevoit mult toată viața mea să înțeleg ce înseamnă porunca din partea unui Dumnezeu care este iubitor de oameni, un Dumnezeu care pentru dragostea lui de om pe sine se jertfește pentru ca Adam să trăiască. Adam fiind noi toți și fiecare în parte, personal. Și atunci, cum un Dumnezeu așa poate porunci? Eu n-am crezut că așa un Dumnezeu poate porunci ceea ce eu înțelegeam prin poruncă. Și am înțeles două lucruri din partea culturii filocalice. Numesc părinții poruncă cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă este un cuvânt de ultima autoritate. Nu un Dumnezeu păgân ne vorbește, zice psalmul, că toți Dumnezeii neamurilor dragi sunt, ci Dumnezeul cel singur care a făcut cerul și pământul. Și autoritate dincolo de ce ni s-a spus de Dumnezeul nostru nu există. Și pentru noi asta înseamnă porunca. Un alt lucru care mi-a descoperit ceva din ce înțelegem noi prin poruncă, iată, este o zicală englezească. Am auzit asta de mai multe ori în Anglia și zic că este, deși vine din mentalitatea englezilor, nu de la părinții pustiei, este o zicală vrednică de filocalie și în sensul ăsta filocalică. Erau doi prieteni așa care trebuia să facă nu știu ce treabă și unul cere celuilalt, zice, pot să mă ajut cu ceva? Răspunsul celuilalt, pe care l-am auzit de mai multe ori, a fost ăsta. Cea mai mică dorire a ta pentru mine este poruncă. Din partea noastră a oamenilor, asta e atitudinea adamică cu care întâmpinăm cuvântul lui Dumnezeu. Dă-ne, Doamne, lucrul ăsta să-l înțelegem. Că cea mai mică dorire a Dumnezeului nostru, în dragostea cu care o dă și dragostea cu care suntem datori să primim această iubire, pentru noi este porunca. Dar dacă poruncile în Vechiul Testament le dau prin să faci și să nu faci, iată că Hristos ne vorbește altfel. Zice, fericit cei care, și ne dă cele nouă fericiri. Asta poruncă? Da, de la Dumnezeu asta e poruncă. Fiindcă cuvântul este de ultimă autoritate. Sau zice, ați auzit de la cei din vechime că s-a zis, așa și pe dincolo, însă eu zic vouă și arată o nouă dimensiune a ceva ce putea să pară ca o poruncă doar moralizantă. Și acest, dar eu zic vouă, nu sună poruncă, nu așa ne poruncește, sergentul în armată. Dar pentru noi este porunca dacă iubim pe Dumnezeu. Dacă nu, o lepădăm. Și Dumnezeu se lasă lepădat. Și această atitudine a lui Dumnezeu este riscul pentru care omul poate să se piardă, fiindcă Dumnezeu lasă pe om liber. Noi trebuie să vrem mântuirea noastră, noi trebuie să o dorim, noi trebuie să cerem de la Dumnezeu. Dacă noi suntem Dumnezeu în facere, trebuie să fim liberi, dar suntem liberi în a voi, liberi în a alege, dar nu avem puterea care ne dă deplină libertate. Nu putem face nimic și Sfântul Pavel se plânge că zice, văd o lege în mine că atunci când vreau să fac binele mă trezesc făcând rău. O lege care mă silește împotriva voii mele. Puterea pe care nu o avem, fiindcă neființa noastră încă trăiește în noi, deci puterea de a deveni într-o ființă, noi care suntem încă neființă, vine de la Dumnezeu.
puterea o cerem și putem să o cerem în cuvinte foarte simple. Nu-i nevoie nici de atachiste, nici de paraclise, rugăciuni vrednice, dar nu numai. Dacă spui, Doamne, uite ce sunt, dar nu vreau să fiu altceva, dar nici nu pot să fiu altceva, dar nici nu pot să vreau să fiu altceva, dă-mi Tu să vreau mai mult. Și ne putem, ne putem dedubla cum ar fi. Eu pot să fiu altcineva decât ăla care sunt. Nu fiindcă pot, ci fiindcă vreau. Și am rugăciunea pe care Dumnezeu mă primește, fiindcă Dumnezeu când poruncește, vedeți să nu defăimați, nu disprețuiți pe unul din acești mici, pentru noi înseamnă că Dumnezeu nu disprețuiește pe unul din acești mici, pe mine deocamdată. Și atunci Dumnezeu îmi poate asculta o rugăciune, așa sunt și nu pot să vreau să fiu altceva, dar vreau totuși pentru cuvântul Tău. Și începe calea mântuirii. Și Dumnezeu nu numai primește rugăciunea noastră, dar ce sunt tainele bisericii începând cu botezul? Toate astea sunt energii prin care putem să devenim ceea ce este cu neputință. Și în legătură cu ceea ce este cu neputință, vreau să vă arăt către un moment pe care toți îl trăim cândva în viața noastră. Când ne gândim la ce numim virtuțile creștine, de multe ori avem ca o deznădejde în noi. Mi se pare așa de greu să ajungem să fim, cum voi putea eu vreodată să mă smeresc? Cum voi putea eu vreodată să-mi iubesc vrăjmașii? Cum voi putea eu vreodată, cine știe ce mă bântuie atunci în viața mea? Și mi se pare așa de greu. Îmi vine să zic aproape imposibil. Și am mai zis-o altora și o zic și acum, nu este greu și nu este aproape imposibil. Este cu desăvârșire imposibil. Și de-aia o simțim ca greu. Când simți stresul ăla în tine, că vai, cum voi ajunge eu vreodată? Nu o să ajungi niciodată. Asta e partea întâi a cuvântului, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Urmează partea a doua. Că de la Dumnezeu nostru, nimic mai puțin decât imposibilul nu așteptăm. Și acest lucru care nu va putea fi niciodată, va fi. În cine? În tine. Cel care mă auzi acum și zic, adaug la asta, dă Doamne, ca rugăciune, ca partea mea, a portul meu, dacă vreți. Pentru tine, pentru fiecare și pentru mine, pentru rugăciunile voastre. De ce este imposibil? De ce simțim acel stres că cum voi ajunge eu? E imposibil fiindcă porunca dumnezeiască este descoperirea a vieții dumnezeiești. Păi eu nu sunt un Dumnezeu. Am zis adineaur că suntem, da, în facere. Suntem, dar potențial. Dar încă purtăm în cârcă neființa noastră. Ba nu numai neființa. Când zice psalmul că tot omul este mincinos, purtăm și minciuna în cârcă. Ce-i minciuna? Minciuna este păcatul în care am căzut de când cu Adam și am adăugat bine mersi și pe ale noastre, în cârca noastră. Deci purtăm neființa noastră care nu ne dă putere să ne ridicăm către Dumnezeire, către veșnicie. Purtăm și povara păcatelor noastre. Dar cuvântul lui Dumnezeu este descoperire a vieții dumnezeiești. Cum putem să purtăm noi viața dumnezeiască? Cum putem să ieșim de sub tăvălucul ăsta al păcatului, al morții? Și odată ieșiți, rămânem totuși cu neființa noastră. Cum ne putem ridica noi la viața dumnezeiască? Iată filocalicii și revin la Părintele Sofronie, că dintre toți, tot pe Părintele meu l-am cunoscut mai bine. Și strigătul lui a fost întotdeauna, Doamne, Tu vezi că porunca Ta o iubesc, dar nu are loc în mine, inima mea nu poate cuprinde cuvântul Tău, fiindcă este dumnezeiesc. Vino Tu și sălășluiește Tu în inima mea, lucrează Tu în mine cele care sunt bine plăcute Ție. Și vă spun că rugăciune de felul ăsta
este începutul prin care omul devine adevăr. Ăsta e adevărul omului. Omul în devenirea lui este neființa care de acum poate striga către Dumnezeu Făcătorul lui. Existența noastră pe pământul ăsta este încă neființă, dar o neființă care deja poate striga către Dumnezeu și Dumnezeu, cu putere dumnezeiască, va face în noi cele cu neputință omului, cele absolut și desăvârșit cu neputință omului și le va face. Și toată povestea Filocaliei este o serie nenumărată de pilde prin care Dumnezeu pe oameni din toate situațiile a putut să-i scoată și să-i îndumnezeiască. Una din pildele cele mai strălucite, rugăciunile ei să ne întâmpine, Sfânta Marie Egipteanca, dintr-o curvă din Alexandria, Dumnezeu a scos o sfântă. Dacă vă uitați bine în viața ei, s-a publicat în viața ei, cei care nu o cunoașteți, să citiți. Sau dacă nu aveți publicat o cărțile mică, o aveți în triod. A devenit o sfântă cum? Bine, felul ei de viață, ea în rugăciunea ei, hai să zicem, deznădăjduită, dar nu cu deznădăjduirea păcatului, ci cu ce numea Părintele Sofron într-una din cărți, o sfântă deznădejde, adică o energie care e gata să străbată orice, să treacă prin orice pereți, numai să ajungă la ceea ce dorește. Și ea de acum, din păcat, a început să dorească pe Dumnezeu. Și a fugit în pustie și acolo Dumnezeu a îndrumat-o, a fost singură și Dumnezeu a fost povățuitorul ei. Dar vreau să zic, să arăt ce fel de sfântă a devenit. Că Sfântul Părintele Zosima a descoperit-o și singurul care a văzut-o în pustie. Era un sfânt care din copilărie a ajuns la mănăstire și care din copilărie a trăit toate nevoințele care se puteau cunoaște, va zice povestea că a adăugat și de la el însuși alte nevoințe ca să ajungă la desăvârșire, la îndumnezeire. Și pe semne că, așa cum făcea și tânăr în Evanghelie când întreabă pe Hristos ce altceva, toate astea am păstrat din tineretile mele, ce altceva îmi lipsește, Sfântul Zosima, deci acum un monah deja de vreo 50 și ceva de ani, se gândește în termenii poveștii care ne este spusă în triod, oare mai este cineva pe pământ care mă poate învăța ceva ce nu știu deja? Oare se mai pot face ceva ce nu am făcut deja până acum? Deci el, Zosima, asta nu este o mișcare a mândriei, că eu sunt cel mai mare și cel că era așa de faimos că veneau din părți îndepărtate să-l cunoască. Dar era simțul nedesăvârșirii, simțea că îi mai lipsea ceva. Și întrebarea asta era o întrebare, nu numai că nu era mândriei, ci era chiar a smereniei, că simțea că cu toate desăvârșirea asta îi lipsea ceva esențial. Și se vede că nu era mândriei, fiindcă rezultatul rugăciunii lui este că vine un înger care îi se arată și îi spune, Zosima, că adevărat viața ta a fost, nu mai știu exact cuvintele, minunată, să zicem. Dar ca să știi că acea cale pe care trebuie cel desăvârșit să mai săvârșească este mai lungă decât cea săvârșit până acum, du-te în mănăstirea Cutare de lângă pustia Cutare. Deci uitați în cuvintele Îngerului. Îl numește desăvârșit deja, dar îi arată că acea cale pe care mai trebuia să o străbată acest desăvârșit era mai lungă decât ce străbățuse până la vârsta lui din copilărie. Merge la mănăstirea care îi arată Îngerul și când îl întreabă cine este și de unde vine,
El nici nu vrea să-și dea numele, fiindcă era prea faimos în tot pământul, dar spune că am venit aici pentru mântuirea mea, văzându-l smerit și cu cernic, Părintele Stare îl primește. Și în mănăstirea aia aveau obiceiul, la începutul postului mare, să își dea iertare și să se pare să meargă în pustie și să-și petreacă vremea postului în pustie până în săptămâna mare și să vină înapoi tot la mănăstire să slujească Paștile împreună. Și fiecare să se nevoiască în pustie cu nevoința lui personal, fără să-l vadă altul, numai înaintea lui Dumnezeu. Merge și Zosima în pustie și o descoperă pe Maria Egipteanca. Și Maria Egipteanca îl face praf cu sfințenia ei. Această fostă curvă din Alexandria, care acum, când se roagă, o vede ridicată de la pământ vreo doi coți, ce are de spus, ce povestește ea, ne face spovedania vieții ei. Dar din spovedania asta, cu cât e mai urâtă spovedania, cu atât este mai frumoasă pentru ce vedem acum în Sfânta Marie. Și Sfântul Zosima se simte smerit până la pământ și o cinstește cu o cinste, e minunată, nu spun mai multe, citiți povestea că e minunată. Cine a arătat acestui mare sfânt, cel mai mare din vremea lui, cel mai faimos, cine a arătat acea cale mai lungă decât cea pe care o străbătuse acest desăvârșit, curva din Alexandria? Astea sunt lucruri filocalice, dumnezeiești, și avem nesfârșite pilde de genul ăsta, ca să ne arate Dumnezeu, poate revin la cuvântul pe care l-am zis adineauri, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Cu Dumnezeul nostru. Și să știți că Dumnezeul nostru nu intervice, nu este interzis să deznădăjduim. Ce vrea să zică Dumnezeu este că nu-i nevoie. Dumnezeu are destulă putere ca să ne scoate de orice iad. Hristos, chiar înainte să se pogoare literal în iad cu sufletul, a zis ucenicilor, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și nu numai că are putere să ne scoată, dragostea lui are voința de a ne scoate. Dragostea lui nu poate să ne lase în iad. Destul nouă să nu deznădăjduim, adică să nădăjduim în mila lui Dumnezeu. Destul nouă să ne predăm lui Dumnezeu în momentele noastre de cele mai cumplite deznădejdi și în sensul ăsta vă propun și cuvântul ăsta al Părintelui Siloan, țineți mintea în iad și nu deznădejdi. Ce înseamnă țineți mintea în iad? Fii realist, ăsta ești. Dar nu deznădejdui că Dumnezeu nu acolo te va lăsa. Dragostea lui Dumnezeu nu poate să nu te audă dacă te rogi lui. Nu poate să te lepede dacă încă nădăjduiești în el. Cu ce obraz să nădăjduiești? Cu niciunul. Doar așa, fiindcă Dumnezeu e bun. Asta este pentru culmile deznădejdii. Cât nu avem deznădejdea asta, continuăm să ne ținem mintea în iad, să ne osândim pentru păcatele care ne vedem, să ne spovedim și toate cele pe care ni le-a rânduit Dumnezeu spre mântuire. Toate astea sunt cultura filocalică, să mă iertați, le împroșc un pic așa, n-am o rânduială, n-am un cuvânt mai sistematizat, dar cred că este mai important să trăim poate așa mai ce ne dă Domnul, să zicem, câteva clișee, dacă vreți, de la dreapta și de la stânga, decât să sistematizăm, că sistematizarea, până la urmă, comportă un element al morții. Cuvântul viu curge altfel. Poate că expresia cu care culmină cultura filocalică este tocmai cuvântul care s-a dat de către Domnul Sfântului Siloan, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui.
Cred că nu există frumusețe mai desăvârșită decât această dragoste a dumnezeiască, care oricât de păcătos ar fi omul, oricât de îndepărtat de Dumnezeu, încă nu îl părăsește. Ba mai mult, însuși Dumnezeu face toate cele pentru mântuirea omului. Însuși Hristos a luat asupra-și canonul cel aspru al morții, pe care și l-a însușit Adam prin neascultare și prin lepădare de Dumnezeu. Cu Hristos vorbea în grădina Raiului. Pe Hristos l-a lepădat când, în loc să-și facă spovedania, când Dumnezeu i-a zis, Hristos i-a zis, l-a depistat cum ar fi, că Adam n-a vrut să se mărturisească, Dumnezeu a zis, unde ești, Adame? Zice, păi eram gol și m-am ascuns de tine, că m-am rușinat. Și atunci Dumnezeu, văzând că nu poate Adam, îi face el spovedania. Zice, cine ți-a, tradus din greacă, cine ți-a vestit că ești gol? Oare ai mâncat cumva din pomul din care ți-am zis să nu mănânci? Adam trebuia să zică, cum ne învață biserica să zicem, da, Doamne, iartă-mă. Zice psalmul, greșit am, nelegiuit am, nedreptățit am, cuvânt care este preluat de canonul de pocăință a Sfântului Andrei, cel din post. Adam n-a zis că a greșit, a zis, femeia pe care tu mi-ai dat-o, ea mi-a dat și eu am mâncat. Nu ne recunoaștem toți în asta? Dacă nu putem scăpa și să zicem altceva, micșorăm puțin, tervina noastră, da, nu pot să zic că n-am mâncat, dar nu sunt eu vinovat, e femeia pe care tu mi-ai dat-o, femeia e vinovată, bineînțeles, ia începătura, dar până la urmă tu mi-ai dat-o, tu ești atot puternic, atot știutor, trebuie să știi mai bine, e vina ta. Dacă am zice asta tatălui nostru, trupesc, vreau să zic, probabil că am primit două palme și ne-ar pune să ne ducem, să ne culcăm fără să mai mâncăm. Ce face Dumnezeu? Tace. Oare Dumnezeu, care ostândit fiind de către făptura sa omul, tace, nu e același Dumnezeu care ostândit fiind înaintea lui Pilat, a tăcut? E același Dumnezeu și aceeași dragoste. Și tace în fața lui Adam, se lasă osândit, bine, Adam e drept, eu Dumnezeu sunt păcătos, ia să văd dacă pot, prin femeia care zice că a păcătuit, care eu i-am dat-o. Și își ia răspunderea Dumnezeu și vorbește cu femeia. Femeia ține același cântec și atunci vine sentința, ca să zicem așa. Eu zic că dacă Adam s-ar fi pocăit și câți dintre noi n-am avut măcar o dată în viață cândva simțământul că am plecat de la spovedanie zburând, dacă Adam s-ar fi pocăit sau Eva s-ar fi pocăit și ar fi devenit pentru Adam ce a devenit 5.000 de ani mai târziu Maica Domnului, ar fi fost cu adevărat Eva, Maica Vieții, și Adam s-ar fi mântuit prin ea, sau Adam de s-ar fi pocăit și de s-ar fi spovedit, în termenii noștri de azi, ar fi ieșit din rai, nu în pământul ăsta, ci ar fi ieșit zburând și tot în rai ar fi rămas. Și dacă Adam l-a osândit pe Dumnezeu, că el se presupune că el e drept și Dumnezeu e cel mai vinovat din toată povestea asta, Dumnezeu până la urmă a vestit lui Adam care sunt consecințele acestei dreptăți omenești și păcătoșenii dumnezeiești. În orice caz, dacă unui drept și unui păcătos, un oarecare divorț rezultă. Rezultatul este că Adam a fost, cum zicem noi, izgonit din rai. Eu cred că a fost consecințele firești ale refuzului lui de Dumnezeu. Dar și i-a venit lui Adam canonul morții, canonul pocăinței,
din care nu putea să se mai întoarcă la Dumnezeu. 5.000 de ani a așteptat Dumnezeu până s-a ivit pe pământ un suflet destul de curat, un suflet desăvârșit, pe care l-a pus într-un trup de femeie, ca prin această femeie să se întrupeze. Pentru ce? Ca să-și ia asupra-și canonul pe care i l-a dat lui Adam, fiindcă niciun fiu al lui Adam nu a putut, purtându-și canonul, să revină la starea cea din tâi. Cine ne-a dus la starea cea din tâi? Adamul cel de-al doilea, cum îl numește Sfântul Pavel, Hristos, care este Dumnezeu. Prin sângele Lui, prin jertfa Lui, prin tăcerea Lui în fața lui Pilat, El ne-a adus, prin pogorârea, prin rugăciunea din Ghetsimani, unde purtam dragostea Lui pe toată omenirea, cum zicem noi, omul întreg, purta pe Adamul întreg, rugăciune în virtute, adică în virtutea, în puterea căreia s-a putut mântui Adam, strămoșul nostru, cel din 5.000 de ani înainte de Hristos, și toți până la noi, și noi și cei de după noi. Rugăciunea lui Hristos din Ghetsimani este acea energie care este și dăinuie în univers și care mântuiește până la cel mai de pe urmă. Și după rugăciunea asta, dragoste pentru cel care l-a lepădat pe el, fiecare dintre noi în felul nostru l-am lepădat, jertfa și trupească de pe cruce, jertfa sufletului care s-a pogorât în iadul adamic, pe care iad, bineînțeles că l-a biruit, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că iadul s-a înșelat, trup a luat și de Dumnezeu s-a lovit. Dar Dumnezeu, ca om, într-un anume sens, un om a biruit iadul cu putere dumnezeiască. Putem să zicem, eu nu pot face asta, eu nu sunt Dumnezeu, nu, dar pentru rugăciune și eu primesc putere dumnezeiască și iadul neputinței mele devine biruit de puterea lui Dumnezeu, pe care o primesc prin rugăciune și prin tainele bisericii. Și prin toate cele, prin taine, nu mă reduc la șapte, ci tot ce se poate numi taină, care este un tainic dialog între Dumnezeu, Făcătorul nostru și tu, și cu tine, suflete. Oare asta nu este filocalic, iubire de frumusețe, așa o dragoste care iubește pe vrăjmașii, care îi poartă în Ghetsimani, pe toți cei care l-au lepădat și aveau să-l lepede și aveau să-l răstignească cu ură, care aveau să îi zdrobească, să-i frângă, ca să zicem așa, trupul și verse sângele. Și ce face Hristos cu acest trup? Zice, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor. Care păcate? Alea, de a-L răstigni pe El pe cruce și de a frânge trupul. Beți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu, al legământului cel nou, carele pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Care păcat? Acela de a învărsa sângele. Dragoste mai frumoasă, mai filocalică decât asta poate exista. Cu un astfel de Dumnezeu, care întrebuințează ca mijloc de mântuire tocmai moartea pe care noi i-o dăm și Lui, vă pun întrebarea asta, cine se mai poate pierde? Mai poate exista pierzanie? Și zic că am putea zice nu, pierzanie nu mai poate exista pentru om. Un Dumnezeu atotputernic și așa iubitor, pierzanie nu mai poate exista. Am putea zice că mântuirea noastră este garantată. Însă, când acum câțiva ani un tânăr m-a întrebat despre o asemenea garanție,
n-am știut în primul moment ce să răspund. M-am întrebat dacă cred că pe liniile astea aș putea lua o cale care să-mi garanteze că ajung la mântuire. Și m-am gândit o clipă și mi-a venit răspunsul ăsta. Frate, i-am zis, omul este ceva mult prea mare ca să se poată închide într-o garanție. Înțelegeți ce vreau să spun? Că a garanta ceva așa cum înțelegem noi garanție, este a micșora pe om la ceva, la un obiect. Omul este mult prea mare ca această mântuire făurită de un Dumnezeu atot puternic și atot iubitor să poată exista în forma asta cum înțelegem noi garanție. Care este taina despre care vorbesc aici? O taină mai mare și mai înfricoșătoare pentru noi, dar îmi vine să zic mai curând de înfricoșată decât toate celelalte, care este libertatea reală a omului. Omul poate până la urmă și să refuze pe Dumnezeu cel atotputernic. Și Dumnezeu care l-a făcut pe om chip și asemănare dumnezeiască, cum cântăm noi la înmormântare, chipul slavei tale cele negrăite sunt, măcar că port ranele păcatului. Păi dacă sunt chipul slavei negrăite, Dumnezeu nu este ceva care poți garanta, nu este ceva care se poate limita într-un ceva, cum să zic, circumscrie. Dumnezeu ca persoană este dincolo de orice definiție, de orice concept, dar și omul în potențialul lui Dumnezeu este asta. Și atunci mântuirea omului constă într-un dialog între Dumnezeu Făcătorul și omul, în care Dumnezeu smerit propune omului și omul, Dumnezeu ar dori ca omul smerit să primească de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne poruncește între altele smerenia, închipuiți-vă că este pentru ca El, Dumnezeu cel atotputernic, să își poată permite să se smerească înaintea noastră. Nu a zis Hristos că voi mă numiți dascăl și învățător și sunt, bine ziceți că sunt, dar eu v-am spălat picioarele și v-am dat pildă cum să faceți voi un altuia. Nu este lucrul ăsta filocalic. Smerenia asta dumnezeiască nu este filocalică. Dar smerenia dumnezeiască prin care când face pe om, pe Adam, chip și asemănare, așa de adevărat îl face un Dumnezeu, încât în fața libertății lui Adam, însuși atotputernicul dă înapoi la o adică. Asta e ce este înfricoșător pentru om, că Dumnezeu, și mai ales Dumnezeu ăsta care de multe ori strigi către El și parcă nu e, parcă strigi într-un hău și nu te aude. Dumnezeu ăsta care când a făcut pe om chipul și asemănarea lui Dumnezeu, până la capăt l-a făcut chip și asemănare și El însuși respectă în om acel element al asemănării cu Dumnezeu, libertatea aia pe care o are omul. Și gândul meu ducea spre asta, dacă pierzanie este încă cu putință omului, este pe linia acestei libertăți, a făpturii dumnezeiești, pe care o cinstește Dumnezeu Atotputernicul, unde putem încă să refuzăm. Și ce vedem în istorie, vedem de multe ori refuz de Dumnezeu, până acolo unde Hristos spunea că dacă nu aș fi venit și nu ar fi văzut lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, nu ar avea vina, dar acum
Auziți cuvântul ăsta înfricoșător. Acum au și văzut, au și urât și pre Tatăl și pre mine. În libertatea noastră, de aceste lucruri noi trebuie să ne ferim. Cultura filocalică este cum să întrebuințăm libertatea noastră spre mântuire, că dacă avem putere în libertate să-L refuzăm și să-L lepădăm pe Atotputernicul, cu atât mai mult avem putere să devenim ca Atotputernicul, care este poruncă nouă, poruncă pentru noi, poruncă de a deveni ca Atotputernicul. Mai aveam un gând pentru libertatea, pe linia asta a dialogului între Dumnezeu și om. Vorbeam de poruncile dumnezeiești. Poruncile dumnezeiești, am zis că le-am numit porunci. Pe de-o parte, fiindcă sunt autoritatea ultimă, e însuși Dumnezeu care vorbește. Pe de altă parte, că dacă am trăit noi, cum ziceam după zicala aia englezească, dragostea noastră nu ar putea decât să primească cea mai mică dorire a Dumnezeului nostru ca poruncă. Dacă dorești ceva, Doamne, pentru mine îmi este porunca. Când vine îngerul la Maica Domnului și spune că tu vei fi cea din care se va naște Fiul lui Dumnezeu și va deveni Fiul al omului prin tine, parafrazez, știți despre ce vorbesc. Maica Domnului, când cercetează cu atenție dacă este înger sau dacă este înșelătorie, când vede că este înger de la Dumnezeu, zice, iată roaba Domnului, facă-se mie după cuvântul tău. Asta este reacția aia, adică, dacă e de la Dumnezeu, cuvântul dumnezeiesc mie îmi este poruncă. Vreau să termin prin a vorbi arăta un aspect a ce numim poruncilor lui Dumnezeu. Am zis că porunca lui Dumnezeu este o descoperire a vieții dumnezeiești. Dacă Dumnezeu, spuneam, ne zice, vedeți, nu defăimați pe unul din acești mici. Înseamnă că Dumnezeu nu defaimă, nu disprețuiește pe unul din acești mici. Ziceam că dacă Dumnezeu spune, nu judecați, înseamnă că El nu judecă. Și nu spune Hristos undeva, spune că eu n-am venit să judec lumea, eu am venit ca lumea prin mine să se mântuiască. Și vine să zic, în duhul ăsta filocalic al iubirii lui Dumnezeu, bineînțeles că acesta poate să ne judece. Dumnezeu nu este un judecător, așa cum se produce în tribunalele pământului. Vorbim de judecătorul cel nemitarnic în rugăciunile noastre. Adică noi mai putem plăti o mită, fiindcă El știe toate, El poate toate, nu putem păcăli cu nimic. Frați și surori, să nu fim prostiți, mita e deja plătită, mita este judecătorul, sângele lui este mita cu care el se păcălește pe sine, ca în dragostea lui, ca totuși să ne mântuim. De asta este păcat să le pădem pe un astfel de Dumnezeu. Despre păcat aș vrea să zic și lucrul ăsta. Nu trebuie să înțelegem păcatul obiectiv, adică ca un obiect, ca o nedesăvârșire sau ca o încălcare a unei convenții. Păcatul întotdeauna pentru conștiința creștină este rănirea dragostei. Dacă Dumnezeu nu ne-ar iubi, tot ce am face n-ar fi păcat, cel mult nedesăvârșire. Dar ca să revin la porunca dumnezeiască, porunca dumnezeiască prin care Dumnezeu vrea să ne facă total asemănători Lui. Iertați-mă, revin la cuvântul dintr-un început când Dumnezeu a făcut pe om. A zis să facem om în chipul nostru și în a noastră asemănare.
două lucruri, chip și asemănare. Chipul este ceva care este întipărit în firea noastră. Asta e diferența între om și celelalte animale. Altfel și noi, ca biologie, am fi animal, ca toate animalele, poate mai inteligente sau mai nu știu ce. Dar adevărata diferență între om și animal este că omul are undeva chipul lui Dumnezeu pe el, care se manifestă în diferite lucruri, între altele, cel poate cel mai vădit este raționalitatea omului. Dar mai ales chipul ăsta, care are un potențial pe care celelalte animale ca și noi, dar celelalte nu au ca și noi, potențialul de îndumnezeire. Ce este îndumnezeirea? Este făurirea, dobândirea acestei asemănări și zicea Părinte Sofonica, toată filocalica, până la identitate. Omul devine, prin porunci dumnezeiești, un Dumnezeu asemănător cu Făcătorul Lui până la totală identitate. Avea îndrăzneala asta Părintele Sofronii, bineînțeles că rămâne întotdeauna faptul că omul este făptură și Dumnezeu este nefăcut. Aici există un lucru pe care omul nu-l va putea niciodată împărtăși cu Dumnezeu. Noi nu vom fi niciodată nefăcuți. Această stare dumnezeiască nu este a noastră. Dar făcuții, zicea Părintele Sofronii, devenim ca și fără de început, fiindcă viața care trăiește în omul cel mântuit este viața dumnezeiască, care nu numai nu are sfârșit, nici început nu are. Deci, până acolo devenim identici cu Dumnezeu, că deși făptură, devenim ca și nefăcuți. Și aceasta, prin porunci dumnezeiești, până la urmă, ce este porunca dumnezeiască? Ce este cuvântul lui Dumnezeu care îmi descoperă prin diferite cuvinte însăși viața lui dumnezeiască, însăși veșnicia lui cea dumnezeiască și nu mi-o descoperă, mi-o descoperă ca să mi-o împărtășească, ca într-un dialog cu mine să ajungă să mă facă așa cum este El până la identitate. Eu vă spun ce sunt poruncile dumnezeiești, este spovedania lui Dumnezeu către Adam. Și nădăjduiesc că dacă vă spun asta, să puteți să vă trăiți spovedania voastră un pic mai adânc, un pic altfel. Omul se spovedește lui Dumnezeu. Ce pot spovedi eu lui Dumnezeu? Ce pot dezvălui, descoperi eu lui Dumnezeu? Decât nu numai că ce știe deja Dumnezeu. Pentru mine spovedania este conștientizarea mea a ce sunt eu. Dar când mă spovedesc lui Dumnezeu, nu pot să spovedesc decât urâțenii. Și asta este ce primește Dumnezeu. Când Dumnezeu mi se spovedește mie, îmi spovedește slava Lui cea mai înainte de veci. Slava cea negrăită, chipul căreia port și asemănarea căreia trebuie să devin. Și asta este filocalia. Înțelegeți? De ce zic că filocalia este singura vrednică de termenul de cultură? Asta este ce este vrednic noi să cultivăm. Tot restul se termină cu mormântul. Iată, am pomenit și alte ori de un zidar cu care am lucrat mai mulți ani în Anglia, la mănăstire. Om foarte simplu, dar un suflet deosebit, care într-o zi ne povestea că un ucenic de-al lui, un lucrător, un tânăr care îi făcea cimenturile și el făcea salahor, da. Dar era un tânăr, un băiat care, ca tinerii din generația lui, căuta tot așa să ajungă mai sus, să câștige mai mulți bani, așa. Îl vede pe acesta, zidarul ăsta smerit, îl vede un om foarte isteț, foarte așa neadormit. Și zice, păi măi Bob, zice, tu ai putea să, nu știu ce să facă, îi sugerează acolo ceva, ai putea să faci mult mai mulți bani decât fiind zidar. Reacția zidarului, zice, și ca ce chilipiri, zice,
Eu nu vreau să fiu omul cel mai bogat din cimitir. Și zic că orice altă cultură termină cu cimitir. Vrei să fii omul cel mai cult din cimitir, cel mai faimos din cimitir, cel mai bogat, cel mai ce din cimitir? Să ai statuia cea mai impresionantă în cimitir? Vă amintiți de povestea, nu e o pildă, e o poveste cu Lazar și cu bogatul. Lazar, săracul, cerșetorul la ușa bogatului, bogatul care se lăfăia de bogățiile lumii. Între altele, iată că Hristos nu ne dă un nume pentru bogat, dar pentru sărac îi pomenește numele Lazar. De ce este important pentru Dumnezeu acest nume? Că săracul ăsta era sărac, trupește și bolnav și cerșetor, dar în inima lui probabil că îl purta pe Dumnezeu și Dumnezeu îl poartă pe el. Și ce zice? A murit Lazar. Și îngerii, primul cuvânt este îngerii, l-au dus în sânurile lui Avraam, unde mergeau toți dreptii, că rai nu era încă dobândit, dar Avraam, credinciosul, care în credința lui întrevedea mântuirea finală, devenise acest Avraam mângâierea celor drepți după moarte. Și îngerii duc pe Lazar în sânurile lui Avraam să se mângâie până la învierea lui Hristos. Continuă povestea Mântuitorul și zice, și a murit și bogatul și s-a îngropat. Primul cuvânt este s-a îngropat. De ce? De asta s-a ocupat toată viața lui, să aibă slavă toată viața lui și după moarte să aibă înmormântarea cea mai pompoasă. Să fie omul cel mai nu știu ce din cimitir. Și localia este cultura cu care mormântul este începutul pentru noi. O mai spun și pe asta. Ziceam acum în legătură cu, adică apropo de tehnologia modernă, balistică, spuneam în Anglia unora că am înțeles că omul este ca o rachetă în trei stagii. Știți, rachetele astea, o parte care iese din atmosfera Pământului, alta care traversează spațiile și capsula care aterizează unde trebuie să aterizeze, pe Lună, pe Marte sau ce a mai făcut ei. Curioasă asemănare cu cele făcute de Dumnezeu, dar omul niciodată nu poate ieși din chipurile zidirii dumnezeiești. Omul tot așa este. Ieșind din neființă, omul, la chemarea lui Dumnezeu, prin legile pe care ni le-a dat, se zămislește în pântecele Maicii pentru o călătorie, ca să zicem așa, de 9 luni, în care se desăvârșește. Ceas după ceas se adaugă noi celule, după 6 luni se mai coace încă, 7 luni, cred că la 7 luni se poate naște și destul de mulți nasc pe la vârsta aia, dar mai bine să rămână încă 2 luni să se coacă bine. Și moare vieții din pântecele Maicii și trece într-o lume pe care nu o cunoaște. Și intră în valea asta plângerii, el plângând, mama în dureri de naștere. Și totuși, plânsoare și dureri, dar o naștere este întotdeauna o veselie. Că și Hristos spune că și femeia își uită durerile de bucurie că un om s-a născut în lume. Și acest om trece prin această moarte, că nu se mai poate întoarce în pântecele Maicii și să-și continue viața acolo, dar ar vrea. Într-un fel, de ce n-ar vrea? Acolo ne era bine, eram hrăniți pe gratis, chirie nu plăteam. Nu avea nicio durere de cap, nu trebuia să studiem ca să ne trecem prin tensiunea examenilor. De ce n-am rămas acolo? Că dacă am fi rămas și mama ar fi murit, și bineînțeles că și noi. Același lucru se întâmplă când gândirea omului și trăirea lui se dezfilocalizează. Adică când gândul omului
rămâne în lumea asta care se termină cu mormântul, cu cimitirul. Moare ceva în acel om și biserica, mama care ne poartă într-o veșnicie, în noi, într-o măsură și într-o formă, moare. Revin la nașterea cea din tâi a noastră în lumea asta. Trecem de la întuneric la lumină. Trecem dintr-o stare de inconștiență la conștiență. Suntem conștienți de viața noastră, mai mult decât eram în pântecele Maicii. Trecem dintr-o stare de lichid la aer. Ce este aerul? Este un lichid rarefiat. Trecem de la singurătate, că și dacă am fost gemeni și împărtășeam acel pântece al Maicii cu un frate sau soră, câtă părtășie aveam, cât am discutat noi, să zicem, voi care ați fost gemeni, de cât s-a putut discuta în pântecele Maicii cu fratele sau sora voastră. Ieșim în lumea asta la lumină, la părtășie, aici putem să avem un grup de prieteni, să ne, uite, acum suntem poate câteva sute, și ne putem împărtăși într-o măsură trăirile noastre, nădejdile, deznădejdile. Același lucru se întâmplă la ce numim noi moarte. Trecem de la lumina asta la o altă lumină pe lângă care soarele ăsta devine întuneric. Trecem de la lichidul ăsta rarefiat al aerului în duh. Ce facem cu aerul? Respirăm. Ce este acest respirăm? Spir. De la spirit, duh. Acum trecem în duh, într-un oarecare sens, același procedeu de la lichidul, apa rarefiată care devine aer pe care respirăm, acum direct în duh, în spirit. Acum nu mai respirăm, suntem în duh, suntem în spirit, suntem duh. Și trupul nostru la înviere va fi înduhovnicit, spiritualizat, dacă vreți. Trecem de la o părtășie unde putem să ne împărtășim viața cu un prieten, cu doi, cu zece, dar când încep să fie zece, iată altă zicală englezească care zice doi este companie, trei este gloată. De la trei încep să nu mai poți. Voi sunteți mulți aici și știu că mulți dintre voi ați vrea să mă cunoască personal. Mulți dintre voi mi-ați cerut binecuvântarea cât eram pe cale aici. Eu cu fiecare dintre voi vreau să mă cunosc. Dar rămân unul în condițiile noastre pământești și voi sunteți câteva sute. Nu mă căutați și chiar vă spun lucrul ăsta. Nu mă căutați nici la mine, la retragerea mea. Lăsați-mi în loc de retragere unde... Datoria mea este mai mult să mă rog și să slujesc dacă cât îmi va îngădui Dumnezeu. Și poate că dacă anul ăsta am fost covârșit de vizite și a fost peste măsura mea, poate că dacă nu sunt covârșit, poate să pot eu coborâ mai des și să ne vedem cât putem. Dar ce vreau să zic pe lângă plângerea asta mea, vreau să zic că peste un anumit număr, nu mai e părtășie. Nu putem să ne împărtășim noi câteva sute decât în felul ăsta, cum o facem acum. Dar în veșnicie nu mai e așa. În veșnicie nu numai că nu vom fi gloată, vom fi un singur om. Cum? Nu știu. Dar o știm dogmatic. Fiindcă Dumnezeu, trei persoane, este un Dumnezeu și noi, mulțimi, gloase, cum zicem noi acum, vom fi un Adam. Asta este... Deci, înțelegeți că trecem de la un grad de lumină la altul și cu ce numim noi moartea la alt grad de lumină, la cea finală, la lumina dumnezeiască veșnică, în chipul căreia este această imitație, să zicem, de lumină, care este soarele, că devine numai o slabă imitație. Așa și părtășia. Acolo să avem părtășie totală, deplină. Acolo unde, atunci unde acum nu putem decât într-o mică măsură, dar mai mare măsură decât în pântecele Maicii. Conștiința. Ce conștiință aveam în pântecele Maicii în comparație de acum?
ce conștiință o să avem atunci. Și iată că în cartea Părintei Sofronii de Sfântul Siloan, tradus în românește sub titlul Viața și învățăturile Sfântului Siloan, el zice undeva, ce vom numi viața duhovnicească? Să numim supraconștientul? El nu e satisfăcut de acest termen și continuă să explice ce vrea el să explice. Dar pentru mine m-a trăznit asta, fiindcă e o parafrază a expresiei, a conceptului din psihologie, subconștientul. Iată că există în noi un subconștient care devine din ce în ce mai conștient în viața asta, între altele ăsta și rolul spovedaniei, să devenim conștienți, să vedem, a conștientiza este a vedea, o vedere a minții, iar o vedere. Și trecem din această conștientizare în ce numește filocalicul nostru de Părintele Sfânt, supraconștientul, adică în raportul ce numim noi conștient în lumea în care suntem. Și așa vedeți că omul este ca această rachetă în trei stagii. Primul stagiu, gestația, în vederea venirii aici. Al doilea stagiu este acum, dar tot gestație este. Ce fel? Duhovnicească, nu trupească, adică nu mecanică, automat, clipă după clipă, ni se adaugă celule, ni se schimbă, ni se curăță, ni se zice. Acum, gestația noastră este un dialog uneori tainic și nou înșine, uneori conștient, pe care trebuie să-l facem din ce în ce mai conștient, cu Dumnezeu. De câte ori Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, fie El însuși, fie prin Sfinți sau Îngeri, îmi propune ceva și sufletul meu îl iubește și îl dorește, este echivalentul unei noi celule pentru viața ceva să fie. Dacă lucrul ăsta devine conștient, atunci devine acea cultură pe care o numesc filocalia, și atunci devine o rugăciune, uneori, spune și Sfântul Pavel, o rugăciune în care nici nu știm ce să cerem sau pentru ce să ne rugăm, și Duhul lui Dumnezeu ne ajută cu suspinuri negrăite, suspinuri pe care poate noi înșine nu știm de ce, ceva doare, de ceva avem nevoie. Făcătorul nostru știe ce vrem, așa cum mama cu pruncul nou născut știe. De m-am uimit de multe ori, tinerele de vârsta mea deveneau mame și cu pruncul în brațe, pruncul plângea, zbiera și la un moment dat mama zice, ah, e foame, iertați-mă, pleacă și hrănește pruncul, alăptează. După aia iar zbiera pruncul și mama zice, ah, doare ceva și le întoarce pe față, pe dos. Nu știu ce, până la urmă dioră stomacul și se potolește pruncul. Și după aia iar zbiară pruncul și zice, mama, a, vezi, face capricii. Oh, mămică, de unde știi pe toate astea? Eu n-aud decât un prunc care zbiară. Da, poate înțeleg un pic mai mult acum pe mama, că eu, de când m-am făcut duhovnic, am devenit și eu mama într-un fel. Dar Dumnezeu dă în intuiție mamei să înțeleagă în ce este, pruncul nu știe decât una, să zviere când nu e bine. Și mama știe ce trebuie să facă. N-are nevoie ca pruncul să-i facă un tratat de filozofie ca să știe cum să acționeze. Dumnezeu care a făcut mama, Dumnezeu care a inventat mama, El este mai mamă decât oricine. Și suspinurile noastre negrăite, ba și nesuspinurile noastre, le aude Dumnezeu și le adună în vișterile Lui și știe să ne răspundă. Și localea este, hai să facem aceste suspinuri negrăite, conștiente, să conștientizăm din ce în ce mai mult. Și aș termina cu asta. Ziceam la început că rugăciunile noastre frumoase pe care ne-a dat biserica, acatiste, paracliste, toate slujbele noastre, culmea culturii noastre, liturgia în care ne întâlnim cu însuși Dumnezeu, însuși Hristos, în forma acelui trup și sânge pe care noi le-am jertfit și pe care El ni le dă ca să ne mântuim de păcatul de a-L jertfi. Toate rugăciunile sunt vrednice, dar
tot pe post de filocalie v-aș propune rugăciunea cea mai simplă, care poate să vă fie starea, să devină și trebuie să devină starea noastră constantă. Când am zis cuvântul ăsta, cândva într-unire cu tineri în Anglia, la sfârșit o femeie m-a întrebat, dar totuși eu cum să mă rog, eu nu știu cum să mă rog. Și mi-a venit răspunsul ăsta pe care vreau să-mi zice vouă. Am zis, păi spune asta lui Dumnezeu și e rugăciune. Nu știi cum să te rogi? Spune-le Dumnezeu, Doamne, nu știu cum să mă rog, Tu spune-mi. Și pe baza asta, continuați voi. Continuați voi. Ce vă doare? Care năzuințe aveți? Care, spuneam de unul, cuiva, diferența între rugăciune și cârtire este că în cârtire îl lăsăm pe Dumnezeu în afară. Dacă ai cârti spunând, Doamne, de ce așa și pe dincolo, deja ar deveni rugăciune. Poate Dumnezeu o să-ți împăciuiască inima îndurerată pentru care cârtești și păcătuiești și atunci o să poți să spui Dumnezeu, mulțam, Doamne, acum iartă-mă că am cârtit, dar mulțumesc că m-ai împăciuit. Și continuați așa. Nu voi termina cu asta, voi termina cu alta. Am vrut să vă împărtășesc și asta în seara asta. Într-o cuvântare pe care ne-a ținut-o Părintele Sofronie la mănăstire, spunea un lucru pe care l-a spus sub mai multe forme în trecut, spunea că era recunoscător lui Dumnezeu că a cunoscut acea ultimă perioadă a bisericii, rugăciunea aia cea mare din pustie. Ca să știți despre ce e vorba, întâlnind pe Sfântul Siloan, a intrat în ceea ce se numește filocalic, rugăciunea pentru lumea întreagă, care nu este numai o formulă, Doamne, mântuiește toată lumea, este o stare în care omul, într-o măsură, măsura putinței lui, trăiește ce trăia Hristos în Ghetsimani, poartă omenirea îndurerată în rugăciunea lui, omenirea fiind de la Adam până la cel care va fi după acel nevoitor, pe care nevoitorul, Siloan, Sofronie, Iosif, Macare cel Mare, nu l-au cunoscut trupește și nu-l vor cunoaște trupește niciodată. Noi, de exemplu, suntem în lumea pentru care s-a rugat Siloan și Sofronie și toți pomeniții și nepomeniții filocalici. Și noi facem parte din această lume și ne-am născut în energiile acestei rugăciuni care face parte din lumea asta. Deci, revin, rugăciunea pentru lumea întreagă. Și zicea Părintele Sofronie a trăit cu cea mai mare intensitate această rugăciune când era în pustie, a fost 7 ani în pustie, într-o peșteră în muntele Athos, în timpul războiului, al doilea mondial. Și cunoștea deja tragedia primului război mondial ca tânăr pictor atunci, acum ca monah, deja cu o mare coacere duhovnicească. Și acum rugăciunea lui era înflăcărată de deznădejdea și durerea lumii, a cărei deznădejde o cunoștea și o purta în pustia lui. Și ne-a spus mai multe despre mai multe momente ale rugăciunii lui pentru lumea în război. Și mai târziu, deci acum spunea, mulțumesc Domnului că am putut cunoaște și avea parte de cunoștința asta a, zicea, ultima perioadă a acestei mari rugăciuni a bisericii. Dar acum în cuvântarea noastră către noi a zis cuvântul ăsta, cu care vroiam să termin în seara asta. Mulțumesc Domnului că mi-a dat să cunosc ultimele clipe ale perioadei filocalice a bisericii. Și am vrut să vă împărtășesc asta, cuvântul ăsta. Când a zis această expresie, deci cuvântul ăsta care l-au zisem de mai multe ori, dar niciodată sub forma asta, m-a izbit, m-a trăznit viziunea asta, că istoria bisericii, cât o știm astăzi, se împarte în 3. Prima perioadă martirică, care se termină cu Constantin cel Mare.
De la Constantin și până la acești filocalici pe care i-am numit ultimii, perioada filocalică a bisericii, marea cultură adamică, marea cultură a bisericii. Și acum, perioada în care suntem noi, perioada sfârșitului, perioada eschatologică. Nu mai zic asta pentru că vreau să vă spun ce azi. Nu mai putem aștepta astăzi, în epoca în care suntem, cele exterioare ale culturii filocalice. Lumea în care suntem nu ne mai permite condițiile pământești necesare pentru înfăptuirea acestei culturi în condițiile ei lumești, pământești. Dar esența culturii rămâne. Și poate și pentru asta v-am vorbit de rugăciunea asta simplă. Dacă vreți, în termenii de acum, dacă nu putem însuși această rugăciune permanentă a numelui lui Hristos, putem ajunge la ea pe calea cealaltă, în orice moment, oriunde ai fi, orice ți s-ar întâmpla, poți să zici, Doamne, și poți să fii sigur că Dumnezeu nu mai aude, dar primește, dar înțelege ce vrei să zici mai mult decât înțelegi tu însuți. Și aș vrea să propun și asta ca element al acestei culturi filocalice, lucru cel mai important, să rămână pentru noi toți chemarea Domnului, chemarea numelui, sub orice formă și în orice condiții. Chiar și lucruri mici. Vezi că ți-a venit tramvaiul, vrei să-l prinzi, poți să-i zici, Doamne, dăm să-l prind. Dacă l-ai prins, poți să-i zici, Doamne, mulțam. Nu uita să mulțumești Dumnezeu. Ziceam, Părinte, că în clipa când omul mulțumește lui Dumnezeu pentru un dar, darul ăla devine al lui. Dacă ai trăit un dar ca asta, să zicem că într-o zi ai simțit dragoste pentru aproapele, mai mult decât te-ai fi așteptat, zi mulțumesc, Doamne, și poate că rămâi cu dragostea aia în tine. Și orice altceva, orice se întâmplă în lumea asta, dacă Dumnezeu, cum am zis în rugăciunea de la început, către Duhul Sfânt, pretutindene este și toate plinește, păi cât de departe de noi este Dumnezeu ăsta acum? Și dacă este pretutindene și toate plinește, hai să profităm. Dacă vrei să-ți vezi duhovnicul, trebuie să ajungi la el, sau măcar să-i dai un telefon, cu Dumnezeu nici asta nu-i nevoie. Între, Doamne ferește, caz de pe acoperiș, între streașină și trotuar, pot să zici, Doamne, și s-ar putea să nu se întâmple nimic. Era o poveste și s-ar putea să fie adevărată, ci că unul ar fi căzut de pe un zgârie nor în America, și până să ajungă jos a trecut un camion cu saltele. Nu și-a crezut. Și bine să zic, chiar dacă nu e adevărată povestea, este tipică de ce se întâmplă unul care se roagă. S-ar putea să fie adevărată și ăla să fie zis, Doamne, în drum spre trotuar. Și Dumnezeu a rânduit ceva. Da. Și cu asta poate să încheiem în seara asta. Și când ziceți, Doamne, când vă amintiți de mine, vă sunt recunoscător deja că vă mai pomeniți. Și dacă nu mă pomeniți pe nume și ziceți, Doamne, și eu sunt în lumea pentru care vă rugați, și eu port durerile pe care voi le purtați, tot pentru mine vă rugați, chiar dacă nu o faceți conștient. Și cu conștiința asta doresc și eu să... cât sunt la mine sus, acolo, la bârlog, cum îi zic, să mă lăsați în retragerea mea, ca să vă pomenesc pe nume sau nu pe nume, dar cum pot, cum știu, și Domnul să ne dea, cum zicea Părinte Cleopa, să ne întâlnim la poarta Raiului, că de la întâlnirea aia nu va mai fi nicio despărțire. Acolo nu mai este durere, nici întristare, nici suspini. Că zice Apocalipsa, iată cele vechi au trecut, iată toate fac nouă, zice Dumnezeu. Și cele noi
pe care le face Dumnezeu sunt veșnice, că împărăția Lui este împărăția veșnică și acolo să ne aflăm. Eu mai adaug un cuvânt, că n-am atâta credință cât părintele Cleopa, să ne întâlnim cu toți la poarta Raiului, dar de partea aia altă.